Operațiune de salvare extrem de dificilă și în sudul județului Vrancea. Dependenți de dializă, un bărbat și o femeie au cerut ajutor într-o comună unde zăpezile îi țineau prizonieri. Abia intrase codul roșu în vigoare când starea lor a început să se agraveze. Mai mulți pompieri au pornit la drum cu două șenilate, însă vântul puternic le-a încetinit deplasarea cu doar cu câteva ore. A fost singura șansă a bolnavilor să ajungă într-o localitate apropiată unde erau așteptați de un echipaj de medici. Așa. Ușor. Bărbatul este slăbit de boala de care suferă și se sprijină de umerii pompierilor ca să coboare din șenilată. În urma lui, o femeie aflată în stare și mai gravă, aproape că și-a pierdut orice speranță. Aici e bine, da? Ia, ține-te adicătul meu. Are o operație la mână și e încercată de dureri puternice. Viața ei depinde de dializă, iar pompierii știu că timpul e prețios. Cei doi bolnavi sunt urcați într-o mașină de teren care pornește în grabă către spital. Vă susțin eu. Atenție la cap. Drumul a fost destul de greu, de anevoios. Nămețele sunt foarte mari. Ating și la 2 metri, 2 metri 50. Avem un buldo excavator și o volă închiriată. Am ajutat pe cei de la situații de urgență care au venit cu o volă și un șenilat. 9 localități din sudul județului Vrancea au fost sub cod roșu, iar autoritățile au apelat la ajutorul militarilor din garnizoana Focșani ca să curețe drumurile. Chiar dacă utilajele merg pe drumuri și dă zăpada în acest moment, în jumătate de oră zăpada este la fel. Am solicitat armatei ca în 2 puncte să prezinte câte o mașină cu tracțiune 6x6 care să fie pregătite de intervenții. Autoritățile dispun de 80 de utilaje pregătite să intervină în funcție de cum evoluează vremea.